Bună ziua! Astăzi am continuat seria de consultări cu partidele politice. Au venit la consultări cei delegați de la PSD. Am avut o discuție pe justiție, mai exact pe modificările legilor justiției despre abordarea generală. Cred că nu este o surpriză pentru nimeni dacă spun că opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite despre aceste chestiuni. După părerea mea, justiția a ajuns în situația în care este acum din vina PSD-ului. PSD-ul dă un asalt asupra justiției constant, intens, de la începutul mandatului lor. PSD-ul este vinovat că despre justiție se discută foarte mult, foarte mult în termen de îngrijorare și de preocupare. Românii sunt îngrijorați. Se tem că PSD-ul va subjuga politic justiția românească. Cum sunt convins că PSD-ul este vinovat, că România nu s-a dezvoltat mai mult, PSD-ul este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai bine. Am discutat foarte pe scurt și despre referendum, fiindcă este un referendum în continuare cu tema centrală, cu preocuparea principală justiție. Și am reiterat așteptările mele în ce privește acțiunea Parlamentului. Am subliniat că aștept un răspuns cât se poate de rapid și pozitiv din partea Parlamentului la scrisoarea mea de consultare. În consecință, este nevoie de referendum și vom avea referendum pe 26 mai. Din delegația PSD-istă au făcut parte și două persoane foști deținuți politici. După partea oficială de consultare, mi-am făcut timp și am ascultat pe cei doi. Am auzit două povești de viață cutremurătoare. Și pot să reiterez ce am mai spus. Torționarii comuniști trebuie să fie trași la răspundere și să suporte consecințele legii pentru faptele lor. Dar trebuie să spun în același timp că încercarea PSD-ului de a se folosi de năcazul acestor doi foști deținuți politici pentru a-și legitima asaltul asupra justiției este o încercare de-a dreptul jalnică. Nu-mi imaginez că cineva care a fost nedreptățit în perioada comunistă, cineva de care și-au bătut joc comuniștii, cineva care a trăit în perioada comunistă, își dorește altceva decât o justiție independentă și o justiție dreaptă. Și pentru că românii trebuie să dea un răspuns asaltului PSD-ist asupra justiției, convoc acel referendum din 26 mai. Ar fi trebuit, tot astăzi, să participe la consultări și ALDE, reprezentanții ALDE. Ei n-au venit. ALDE nu este interesat de un dialog cu președintele României, ALDE nu este preocupat nici de situația justiției din România. Vă doresc o zi bună!